Ce credeți despre votul din diaspora? Păi, cetățenii au dreptul să-și aleagă conducerea țării. Respectiv, numărul secției de votare ar fi necesar de mărit încât fiecare să-și poată exercita dreptul la vot. Este sau nu un electorat paralel diaspora? Păi oamenii au plecat de aici din țară, ei lucrează undeva în străinătate, au ieșit neamuri, mai trimit bani, Moldova, respectiv, din această valută este menținută economia. Eu cred că ei fac chiar mai mult decât unii cetățeni care sunt în țară. E foarte bine că votează diaspora, că ei trebuie să vină acasă cu copiii noștri. Noi așteptăm, le ducem dorul și votul din diaspora e cel mai principal. Ce credeți despre votul din diaspora? Они такие же граждане, как и мы. Если они живут за границей, должны быть открыты столько же участков и для них. Пропорционально, почему для России открывается больше, почему для диаспоры открывается меньше. Или для Приднестровства открывается больше. В Конституции четко все написано. Каждый гражданин имеет право избирать и быть избранным. Это их неконституционное право. Без разницы, где они живут. Я фак парти дин диаспора, и карак ума вене дин Франца. Есть он электорат параллель диаспора, сау ну? Ну, не чем трун каз. Есть парти электорат, но чем импортант, кредка. Și care și-a dus aport cel mai mult pentru rezultatele care le-am avut în primul tur și sperăm în a doilea de asemenea. Ei nu locuiesc aici, nu știu, viața care o ducem noi și cum trăim, nu? Și salariul primim noi și este diferență. Deci, părerea lor e una, a noastră e alta. Dar noi avem nevoie doar de banii lor sau și de votul lor? Da, banii lor, da. Ce avem noi cu banii lor? Nu avem niciun folos. Da, și le primim noi sau ce ne primim? Tot părinții primesc, tot noi nu avem, noi muncim, noi avem salariul pe care îl primim și pe asta trăim, dar pe diaspora cu banii lor nu avem nimic. Pentru a scăpa de corupție și de numai decât trebuie să implicăm diaspora. Astea sunt copiii noștri, viitorul nostru, așa că noi trebuie să ne implicăm cu toții. Cu părere de rău, vârsta a treia noastră nu înțeleg toate consecințele astea care pot urma după alegerile astea. Eu singurul sunt în diaspora acum. Eu cred că asta e ok. Diaspora susține pe viitorul. Ce credeți despre votul din diaspora? Concetățenii de-a noștri, ei tot au drept la vot. Așa că trebuie să voteze. Diaspora este un electorat paralel? Paralel, nu știu cine e. Care din conduce sunt paraleli, dar ei sunt toți a noștri. Trebuie să create condiții maximale ca diaspora. Ăștia sunt cei mai vulnerabili, practic, cetățeni care au avut aici condiții ostile și au plecat în condiții foarte grele. Au plecat. Credeți sau nu că diaspora este un electorat paralel? Nu e paralel. Este absolut, este parte din partea cetățenilor Republicii Moldova, domnișoară. Și copiii mei sunt plecați, tot vor să-i expună părerea lor. Eu cred că este necesar, chiar foarte necesar. Dar dumneavoastră, credeți că diaspora este un electorat paralel? Nu cred așa, deoarece eu cred că din toți care noi să cutim diaspora, ei vor să revină acasă. Dar o să revin atunci când ați fi aici comod de trăit, serviciu bine plătit, conducerea și așa mai departe. Eu sunt din diaspora. Credeți că diaspora este un electorat paralel? Nu, eu cred că noi vrem cel mai bun pentru țară. Adică știm ce se întâmplă în străinătate, știm ce se întâmplă aici și dorim să schimbe tot în Moldova. Republica Moldova are nevoie doar de banii lor sau și de votul lor? Nu, cred că are nevoie de tot. Are nevoie de vot ca alegere preferențial ce vrea lumea, ce crede că e mai bine și banii fiind, eu zic, o investiție, adică o întorci înapoi și să ridici țara. Eu socot că ar trebui să voteze aici acasă să vie, dacă vor tare să voteze. Pentru că ei trăiesc acolo, sunt mulți care de mult timp nu îți duși și nu știu ce să face așa în țară. Noi avem nevoie doar de banii lor sau și de votul lor? De banii lor nu avem nevoie. Noi ești acasă, îi facem bani. Îi transmit bani în această țară? Îi transmit, așa merge vorba, că transmit. Anul este au transferat mai mulți bani ca anul trecut. Macar că e pandemie, au fost. Cineva îți folosește de banii ăștia, dar nu știu, Republica, oricine, dar asta e. Votul cel mai de bază e de peste hotare. Și atât. Din Republica Moldova, dacă oamenii se mai cumpără și se mai vând, adică cu ziare, cu bani, cu din diaspora, nu e așa ceva.
și e cel mai important. Conform Constituției, fiecare cetățean sau conform legislației în Republica Moldova, fiecare cetățean are dreptul la vot. Și de ce să nu creăm condiții? Care e problema? Eu nu văd nicio problemă de a deschide 200 de secții, 300 de secții, 400 de secții. Asta e problema statului, lasă-și găsească bani, surse financiare, se deschide secția adăugătoare. Toți trebuie să voteze, toți avem dreptul la vot. Credeți că diaspora este un electorat paralel sau nu? Poate pentru Dodon și este paralel pentru mine, nu? Pentru că acolo este familia mea și eu cred că mama mea ar trebui să voteze și are dreptul să voteze într-un stat liber unde principiile democratice funcționează.